Want to be my wife? Yes. Trimis în Afganistan acum 11 ani, Angel Ilovan a profitat de bucuria participării la competiția de la Haga și a cerut o căsătorie pe iubita lui Sorana. But now I'm very excited because she said yes. Întreaga echipă Invictus România s-a bucurat și a dansat alături de viitorii miri. Angel Ilovan a participat la proba de atletism și volei din poziția șezut și mai are două probe, dar cele mai mari emoții le-a avut pentru acest moment. This is dedication and this is the Invictus family. Meghan, ducesa de Sussex, a moderat și alături de soțul ei, prințul Harry, câteva momente la gala de deschidere a jocurilor Invictus de la Haga, care a reunit echipe din 20 de țări. Now put your hands together for Team Romania! La treia participare la jocurile Invictus, doi dintre militarii români au fost medaliați de prințul Harry la ceremonia de deschidere. Plutonierii Mihai Toma și Iulian Căpățână s-au clasat pe locul al doilea la Land Rover Driving Challenge, prima competiție din cadrul jocurilor dedicate militarilor răniți în teatre de operațiuni. And now, silver medal has been won by Romania! Sărbătoritul echipei este plutonierul ajutant principal Florin Vuță și fica lui, care este alături. Am fost rănit pe data de 16 februarie 2004 în Irak. Am fost paralizat de la brâu în jos, iar medicii nu credeau că să reușesc să mai merg vreodată. Azi concurez la ciclism și volei din șezut. La mulți ani, Florentina! La mulți ani, tati! Echipa Invictus România are înalt patronajul regal al principelui Radu, care a și însoțit-o la Haga. Alături de militarii români și familiile lor se află și ministrul apărării. Jocurile Invictus au fost fondate în 2014 de prințul Harry ca o modalitate de a folosi sportul la recuperarea militarilor răniți în misiuni de luptă, cei mai mulți în Irak și Afganistan.